Cum a fost în cazul Doinei Stratan, care a devenit și ea de curând mămică de băiat? Dar cum și-a revenit sau cum își revine după cea de-a doua sarcină, aflăm imediat de la ea. Vine platoul Vorbelor Bune, colorată și cu un boț de aur în mâini. O să încercăm să vorbim mai încet. Aici cineva are zâmbet de frumusețe și de creștere. Salut, Puiu! Aproape două săptămâni. Da. Bine, ți-am regăsit după 3 ani de zile, exact când am fost cu Alisa, dacă ți-am amintesc. Da. Eu sper să continuăm tot așa, știi? Să creșteți natalitatea țării. Da. Luați loc. În primul rând, admirație pentru faptul că nici bine nu ai ieșit din maternitate și deja te-am văzut pe la evenimente. Ești o mamă foarte curajoasă. Sincer, am zis că astăzi chiar mi-a făcut plăcere că am fost invitată și am zis probabil una și pe o perioadă îndelungată, ultima noastră emisiune. Dar de ce? Pentru că este foarte bravă. Este un copil minune și chiar îmi oferă posibilitatea să merg unde vreau, să fie cu minte, uite așa, alături de mine. Și cât aveam posibilitatea, da, pentru că apoi cresc și sunt așa mai activ. Mai activ. Draga mea, am urmărit practic cu toții sarcina pe rețelele de socializare, acolo unde te împărțeai fie cu sfaturile, fie cu experiența. Nașterea a fost una care probabil o vei ține minte toată cu viața. Siguranță. A fost un moment mai dificil și comparativ cu nașterea Alisei, a fost mai greu. Da, a fost și sarcina propriu-zisă. De când am început, a fost așa frumos, dar la 28 de săptămâni s-au început câteva probleme iminențe chiar de avort, care ne-au pus pe gânduri foarte mult. Am avut noroc de medicul la care am născut, pentru că cumva m-a susținut și a mers mai departe. Da, am mers și prin spitale și peste tot am ajuns cu frică. De ce nu pot să-mi răspund încă? Probabil sunt mai mulți factori la mijloc, noi mai suntem și superstițioși la un moment dat, dar cumva am trecut cu brio peste și asta este cel mai important. Și chiar asta aș recomanda la orice mămică, când ajunge într-un moment de impas, să se ia cumva în mâini. Susținerea familiei la fel contează foarte mult și mergem mai departe. De ce? Probabil când am ajuns la final cu brio, sunt cea mai fericită mămică, probabil, și chiar vreau cu această fericire, știi, să zicem fericire, o păstrez pentru tine. Dar prin exemplu meu am vrut să demonstrez într-adevăr că se poate. Nașterea într-adevăr a fost și ea destul de așa specifică comparativ cu cea a Alisei. După ce am născut-o pe Alisa, am zis că, Doamne, mă nasc cu 11 copii, așa o să fie super, nu am nicio problemă. Dar într-adevăr poate că este băiat, poate că s-a născut și cu mai multe kilograme, cu mai multe grame în plus. Probabil ei au și o configurație așa mai specifică, băieții, și a fost mai complicat. Dar am zis că, uite, s-a lăsat așteptat și ceea ce vine, știi, așa, minunea asta pe lume, trebuie să fie așa cu... Tata e cel mai fericit. Da. Așa? El e membrul familiei care s-a bucurat cel mai mult de apariția flăcului. Cine a ales numele? Mama, chiar cu o zi înainte de... Noi am avut pe parcursul la 9 luni de sarcină probabil vreo 20 de nume. Când s-a născut Alisa, el a spus din start, ea este Alisa și așa mai departe. La băiat alegi tu, la a doilea. Noi din start, nu știu cum, copiii au fost planificați așa cum a trebuit. Și la a doilea noi am avut foarte multe nume. Sărmanul a fost și Medard și toate numele. Dar la urmă, nu știu cum a venit așa, Timur. Când l-am văzut, am spus că uite, este un nume așa bărbătos și 100%. Și tot așa se mirau, parcă erau alte nume. Ce s-a întâmplat? Zic, nu, uite, așa am simțit și într-adevăr este o chestie așa, un ceva fier. Când vezi copilul, atunci îți vine tot, și numele, și emoțiile, și tot superb. Așa, ne arată degetele. Cum l-a primit sora acasă sau fieric, la maternitate? Fieric. Cum s-a întâmplat? Noi, sincer, am rămas atât de impresionat, pentru că la maternitate ea nu a mers aceste două zile, doar la externare. Și ea pe toți îi dădea la o parte și spunea, e al meu, nu vă apropiați, este fratele meu. Mama mea, bunica, a început să lăcrimeze pentru că ne-a văzut oricum o familie. Ea zicea, mai ieri ai fost copil, astăzi deja ai tu doi copii în braț. A început să lăcrimeze și Alisa așa se uita și, bunica, nu plânge, el este al meu, tu poți nici nu te uiți. A fost ceva extraordinar și când am ajuns acasă, eu mă gândeam că va trece, uite, toată această stare de euforie, dar nu a trecut. Și ea când vine de la grădiniță, să-l sărute, să-i sărute picioarele, printre
care pat așa se uită și mami, baby plânge, mă ajută cu scutecele, cumva nu vreau să pun o responsabilitate pe ea, ea tot este vrea... bebeluș, dar ea este așa, se simte sora mai mare. De fapt, cât are? Trei ani. E perfect, da, este diferența de vârstă perfect, o să... Cresc ambii. Da, o să cresc ambii, o să se joace minunat și eu tare mă bucur pentru tinerele familii care nasc copiii, nu? Ei, am unul, îmi ajunge. Sincer, mulți m-au întrebat, uite, de ce totuși este o carieră, este primul copil, cum o să te descurci? Zic că eu vreau acum să-mi cresc copiii cât sunt tânără, cât pot să le ofer energie, cât pot să le ofer dragoste, uite, toată implicarea asta în activități împreună cu ei, după viața o să arăte cum este și la 35 poți să faci copii. Dacă deja ai născut odată, e mai simplu. Dar chiar vreau și simt la Lisa chestia aceasta, este într-un tandem cu mine. La Timur ce ține și de cum mulți mă întreabă de Instagram, cum o să-i faci? Zic, nu, el este băiat. La Lisa am riscat ce-i drept, pentru că oricum mi-am luat o responsabilitate să o afișez pe rețelele de socializare, cumva, dar când o văd acum cât este de cochetă cu camera și cât ea vrea și ia telefonul să-și facă poze, am zis că nu am făcut o alegere rea. El este băiat, deja o să aleagă el singur. Băieții pe Instagram nu prea. Da, băieții o să facă afacere. Da, bani. Da, altceva. Da. Fetele fac poze. De fapt, și tu, nu știu cum vei reuși cu doi copii relativ mici să-ți duci și Instagramul, pentru că primești și multe mesaje, fizic, reușești să dormi. Când, cu dormitul mai dificil, deși el este foarte bravo, noaptea mă lasă să dorm și ziua încerc să fiu activă. Sincer, nu pot să fac o diferență încă. Și în dragostea între copii, îi iubesc enorm de mult pe ambii. Și în activitățile de până acum, probabil este mai ușor pentru că Alisa frecventează deja grădinița, este o fetiță bravo, vine seara acasă, petrecem deja timpul împreună puțin cât este, apoi ea se culcă și mi este mai ușor. Dar mai de Doamne, așa copii cu minți ca ai mei, toată lumea, pentru că chiar le reușesc, nu pot să mă plâng, tot de tu. Bravo, draga noastră, și pentru mai multe nopți uscate, un mic cadou din partea noastră, da, uite, așa, Pen Perspective Baby, menține pielea uscată și protejată până la 12 ore. În curând o să ajungeți și la kilogramele chiar pe care le folosim și noi, necesare. Da, pentru că este unul dintre cele mai utile cadouri pentru tinerii părinți. Să creșteți frumos și în armonie, să vă bucurați de copii și să mai faceți. Că sunteți frumoși, faceți copii frumoși și avem nevoie de familii tinere, familii care să-și crească copii cu educație și cu valori. Și să rămână aici, Republica Moldova. Da, așa, asta-i. Așa. Deja ajungem și noi la vorba părinților noștri. Exact. Mulțumesc.